În anul 2012, Fundația Conservation Carpatia demara în zona de nord a județului Argeș, în situl natural Dâmbovița, Munții Făgăraș, cel mai mare proiect pe fonduri europene de reconstrucție a naturii și faunei din țară. Acesta s-a întins pe o perioadă de 6 ani, iar cei care l-au implementat și-au atins obiectivele. Astfel, au fost identificate și introduse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Gvasii Virgine 293 de hectare. Alte 400 de hectare de teren tăiat la ras a fost reîmpădurit. S-au plantat peste 1.200.000 de puieți, s-au reamenajat 3 pepiniere, s-au acoperit și reîmpădurit 17.000 de metri de șanțuri de eroziune, 210 hectare de monoculturi de molid s-au aflat în proces de conversie către pădurea naturală și a fost restaurată albia râului Dâmbovița pe o suprafață de 23 de kilometri. Un proiect care acum e în a 6-a an și suntem pe ultimele 100 de metri și mă bucur că pot să spun că am reușit foarte mult în proiectul ăsta. Am refacut pădurile care au fost tăiate ras pe suprafață de 400 de hectare. Am început cu conversie de monoculturi de molit într-o pădure mai naturală și cu aceste lucrări de reconstrucție ecologică am și inclus localnici, adică am fost suportat și sprijinat de localnici și am creat cam 300 de cioburi temporare în acest timp. În această săptămână a fost organizată vizita în teren, unde alături de conducerea Fundației Carpatia s-au aflat reprezentanții ai Comisiei Europene pe probleme de mediu și monitori ai proiectelor Life Plus din România. Of this visit was to try to check what has been done under the Carpathian Life program. I would like to start by thanking the whole team for the fantastic job that they have done and also discovered that in Romania you have quite a high value nature, and the objective of this project was to try to restore valuable habitats, ecological status of forests, virgin forests, also fight against erosion. So I could see during these 2 days that the objective of the project have been met, and I think it was quite a great success. So thank you very much for the whole team. Vorbim despre un proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul specific pentru mediu și protecția naturii. Este un proiect LIFE de mari dimensiuni. Eu urmăresc mai multe proiecte de acest fel în țară, în întreaga țară, și pot să spun despre proiectul Fundației Carpathia că și-a propus să realizeze niște lucruri, niște obiective a avut de pionierat în zona aceasta și în România, la nivel de țară. Este vorba de refacerea unor păduri care au fost distruse, fie că s-a tăiat, fie că sunt zone în special cu molitiși, molizi, care sunt transformate în pădurile originare din această zonă, pe baza unor studii. Totul a fost foarte bine documentat, s-a lucrat foarte intens, au fost implicați localnici, persoane din comunitățile din zonă, care poate altfel nu ar fi avut posibilități să muncească neapărat aici sau să muncească altceva decât în exploatare forestieră. Deci vorbim despre o inițiativă care oarecum depășește chiar acest proiect cu finanțarea specifică de la Comisia Europeană. Este o inițiativă de mari proporții care cred eu că e binevenită, pentru că în primul rând se orientează către valorificarea și păstrarea acestui patrimoniu natural deosebit din zona Piatra Craiului Făgăraș, Munții Ezer Păpușa, deci toată zona aceasta, Rucăr, Bran. Proiectul Life Plus, reconstrucția ecologică a pădurii și habitatului acvatic în Valea Dâmboviței, Munții Făgăraș, a fost prezentat în fața oficialităților locale din zonele de unde se află situl, la primăria din localitatea Lerești. Începând cu anul 2012, fundația s-a implicat foarte mult în proiecte de reconstrucție ecologică a ecosistemelor forestiere, în diferite proiecte. După cum vedeți, în zonă au existat suprafețe destul de întinse de tăieri neconforme legislației silvice și exemplul cel mai bun este în spatele nostru. Din 2012 până acum s-au achiziționat și restaurat aproape 600 de hectare de zone
defrișate, tăiate neconform legislației în anii trecuți. Un aspect important este că încercăm să refacem ecosistemele naturale, deci să refacem tipul natural fundamental de pădure care a existat în aceste zone. De ce? Pentru că în ultimii 100 de ani a existat această modă, la fel ca în toată Europa, de a încerca să se înlocuiască păduri naturale în zona de munte, în special făgete și amestecuri de fag cu rășinoase, cu arborete de molid, cu plantații de molid, pentru că molidul e o specie repede crescătoare, era considerată o specie mult mai folositoare din punct de vedere economic pentru producția de cherestele, mobile și așa mai departe. Pentru a putea realiza această reconstrucție pe tipul natural fundamental de pădure, am analizat o serie de documente vechi, primele amenajamente silvice de stat din anii 1948-1950, pe care le-am comparat cu aceleași hărți ale acelor suprafețe efectuate în 1996 de către stat, deci ultimul amenajament de stat în zonă. Și bineînțeles că în felul ăsta am identificat suprafețele unde molidul a fost introdus artificial. Ulterior, cu un efort destul de mare din partea colegilor, toate zonele care au fost achiziționate, tăiate, am făcut inventarul regenerării naturale care există acolo, deci practic în mii de suprafețe de probă de 400 de metri pătrați, pe toți versanții, s-au numărat efectiv ce puieți există acolo, natural. Fag, brad, eu știu, molid, alte specii pioniere, salcie, plop și așa mai departe. Și ca o concluzie, dacă vreți, o medie, suprafețele în care tăiate ilegal, în care au existat și există regenerare naturală, procentul acesta era de la 15-16% până în zonele mai favorabile, mai joase altitudinal, până la 35, chiar 40% regenerare naturală. Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană cu suma de 2.917.624 de euro, în quantum de 50%, restul de 50% fiind adăugați de Fundația Conservation Carpatia ca și parteneri.